poate ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic și în această dimineață, în deșteptarea la Europa FM, avem 800 de euro și bonus un invitat. Înainte să-l cunoaștem pe cel cu care vom juca, hai să vedem cine e în studio. Bună dimineața! Bună dimineața! Ia zi, Luca, fă tu... În studio este principalul meu colaborator din această ediție, Dănuț din Galați, Dănuț supranumit și Dănuț poetul, că a trimis multe poezii aici la... în deșteptarea și vi le-am citit de-a lungul timpului. Lui Dănuț îi face mare plăcere să contribuie cu întrebări la dublu sau nimic. Practic, acest concurs n-ar fi ce ar fi fără Dănuț. Să știi. Deci da, sezonul ăsta, cred că aproximativ 40% dintre întrebări aparțin lui Dănuț, un neobosit contributor. Dacă vreți să-l cunoașteți pe Dănuț, mai bine intrați și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Suntem live și acolo și, cum a zis unul din prietenii lui, du-te acolo să te vadă lumea și inclusiv aia pe care e nenorocit cu întrebările tale. Adevărat. Ce faci, Dănuț? Bună dimineața și mulțumesc de invitație. Sunt bine. Sunt bine, ești bine, da? Da. Ai emoții, da, ceva? Da. Cred că acum experimentez pe propria pele ce înseamnă expresia a fi gâtuit de emoție. Lasă, uite, te obișnuiești cu noi un pic. Trage microfonul la casă, nu o să-ți fie... Așa, gata, să nu mai stai aplecat. Dănuț și... a venit în dimineața asta special să-i aducă, să ne aducă nouă, dar mai ales lui George, că de la el a început, bragă proaspătă. Da, da. Dacă scoatem buletinul și la mine scrie locul nașterii Galați, așa că cunosc experiența bragă de la Galați. O salutăm și pe Emma cu ocazia asta, cu ea mai Emma Turcu, cu ea mai șeruiesc o astfel de experiență. Hai să revenim la concurs. Că a dormit Ciprian. Salut, Ciprian! Mergem la Ciprian din Piatra Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Ce faci, Ciprian? Pe drumuri. Ei, lasă, trage și tu pe dreapta ca să-ți fie mai ușor. Am tras pe dreapta. Da? Singur pe drumuri sau? Singur, singur. Ce te mână, Ciprian, pe drum? Lucru, jobul. A, cu asta te ocupi? Sunt inginer, da, așa, păi am niște proiecte, mă plimb din stânga în dreapta. Am înțeles foarte frumos. Deci iar avem un inginer. Avem de-a face cu inginerii, ne-au pus mereu probleme aici, la dublu sau nimic. Ciprian, sper să fie și cazul tău în dimineața asta, să faci treabă. Cu ce te ocupi pe drumuri? Te n-auzi că e inginer? A. Se duce la o lucrare. Am înțeles. Da. Asta este cu Ciprian. Ciprian, în dimineața asta, în mod excepțional, prima întrebare va fi adresată, îi vom face această onoare lui Dănuț. Deci, ca să știi că e o voce cu care nu ești obișnuit, el îți va adresa prima întrebare, da? Întrebarea de 100 de euro. Da. Ia. E ok, da? Da, da. Ești pregătit. Bine, Ciprian. Fii atent, e o întrebare simplă, frumoasă, o știi din copilărie, știi răspunsul. Ciprian, multă baftă, succes, sper să n-ai emoții. Mulțumesc. Și să ne iei toți banii, da? Mulțumesc, da. Hai că începem. 100 de euro. Gata, Ciprian, atenție. Salutare, Ciprian, în primul rând. Salut. Sper să-ți port noroc la prima întrebare. Așadar, pentru 100 de euro, încerc să împrumut din tehnica lui Luca. Da. Ciprian, să ne spui, te rog, cum se numește calul cu aripi, personaj din mitologia greacă? Pegas. Era bicicleta, mă. Da, deci bicicleta mea era un cal. Da. Era mișto, să spun. Da. Și cum se numește calul, nu știu ce, care a dat și numele unei biciclete? Tohan! Tohan! Pegas, răspunsul e corect, ai 100 de euro, Ciprian. Bravo, bravo, Ciprian. Bravo, Ciprian. Ai văzut că nu ți-a făcut probleme, Dănuț. Nu ți-e un băiat extraordinar. Și acum, Dănuț, nu te simți că ai dat 100 de euro așa... Cum te simți tu că, parcă, tocmai ai dat 100 de euro? Plăcere vinovată, oricum. Asta era întrebarea trimisă de tine, una din întrebările. Da, da, mai e vreuna azi? Da. Ia, citește-o să vedem care e. Nu. Hai să nu-l uităm pe Ciprian, în schimb. Ciprian, la tine e mingea acum, ca să spun așa, să folosesc un termen din fotbal. Am pasat, tu trebuie să ne spui ce urmează. Mergi mai departe sau te oprești? Cum? Merge mai departe. Bravo. Bine, mă, ce vorbe? 200 de euro. Ciprian, o altă întrebare de la Dănuț, dar adresată de mine de rândul ăsta. Pentru 200 de euro, ce țară are a doua cea mai mare populație din lume?
Statele Unite ale Americii. Și prima care? Prima este? Cred că China. Păi, a, greșit, India era a doua. Așa, păi, dar vorbim de miliarde de Statele Unite, totuși sunt pe la 300 de milioane, cred. Așa erau. Cam așa. Da. Of, măi, Ciprian, și știai. Da, deci, dar te-ai grăbit puțin. Da. De data asta. Ai văzut, Dănuț, că e una caldă, una rece. Așa e în viață. Așa e. Vezi ce faci? Să știi că de-a lungul sezonului cam așa ai fost. Unele ai făcut oameni fericiți, cu altele ai făcut nenorociți. Ciprian, îți mulțumim tare mult. Nu era grea întrebarea. Mulțumesc eu. Era nu era nici vorbă. Îmi pare rău. Te salutăm numai pe bine. Pe altă dată, Ciprian. Da. Mâine plecăm de la 200 de euro și ajungem la 1600. Dănuț, cum a fost experiența din studio? Interesantă. Interesantă, da. Scurtă. Scurtă, dar intensă. Intensă, da. Bine, mulțumim, mulțumim pentru Bragă și te mai așteptăm pe la noi. Cu mare drag. Cu versul. Oricând, cu plăcere. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.